Răzvan, am pregătit astăzi o provocare pentru tine în drumul către antrenament. În ce constă mai exact, îți voi prezenta o serie de situații sub forma de primul sau ultimul lucru făcut, iar tu va trebui să menționezi care a fost acela. Și pregătit să începem? Da. Care e ultimul film sau serial pe care l-ai văzut? Ultimul serial a fost The Umbrella Academy. Ultimul jucător cu care ai făcut schimb de tricouri? Plănuța. Primul meci de fotbal văzut pe un stadion? Poli Timișoara, dar nu mai știu cine, era mic. Primul jucător care te-a făcut să iubești fotbal? Eu însumi. Prima persoană care te sună să te felicite după un meci reușit? Iubita mea. Ultimul coechipier căruia ai trimis un mesaj? Ultimul? Coechipier. Căruia am trimis un mesaj? Ludina. Care a fost primul tău meci la echipa națională? Primul meu meci? Da. Cu Moldova, la U15, la Piatra Neamț, da. Piatra Neamț. Care e ultimul fel de mâncare gătit? Ultimul fel de mâncare, paste cu pesto din fistic. Care a fost primul tău coleg de cameră la echipa națională? Primul coleg? Horeboiu. Care e ultimul penalti apărat? Ultimul, acum recent, cu Udineze. Cupa Italiei? Da. Care a fost primul tău amic la Udineze? Primul meu amic, Padeli. Care e primul lucru pe care îl faci într-o zi de meci? Nu știu, mă scot de față. Care e ultima piesă din playlist-ul de meci? Nici nu știu. Una motivațională, nu știu. Îl ții mereu pe shuffle? Da, nu. Mulțumesc mult, baftă, Răzvan. Mulțumesc.